Când vine vorba de sarcină, orice femeie își dorește ca totul să meargă perfect și e dispusă să facă orice pentru asta. În ciuda bunăvoinței viitoarelor mame, să vrei nu e mereu de ajuns. Trebuie să și știi ce vrei. Iar în lipsa unei resurse credibile de informație, plutim uneori în derivă printre zvonuri, sfaturi sau informații parțiale. Claudia Biederheim, moașă profesionistă, consultant în alăptare Ilka și cofondator al Fundației Crucea Albă, va răspunde întrebărilor voastre legate de naștere și alăptare. Bună dimineața, Claudia! Astăzi începem cu o fetiță alăptată, așa cum îți place ție. Am o fetiță de 3 luni pe care o hrănesc exclusiv la sân. Luna aceasta, medicul de familie i-a prescris calciu sirop, pe motiv că este cam mare pentru vârsta ei. Acest lucru se datorează și faptului că s-a născut un pic mai mare. La naștere a avut 3,950 kg de grame și 52 de centimetri. Și pune în greutate pe lună în jur de 1 kg. Ce alternativă mai naturală aș avea la sirop, având în vedere că de regulă siropurile conțin zahăr și îndulcitor? Nu trebuie absolut niciun alt compromis la calciu, pentru că nu trebuie absolut nimic făcut. Situația asta este absolut normală. Un copil care s-a născut cu aproape 4 kg, care ia 1 kg pe lună în primele 3 luni, care face partea din medie, înseamnă că la 3 luni împlinite deja o să ajungă la 7 kg. Din luna a patra este normal să ia până 600 de grame pe lună. Dacă facem socoteala, acest copil este fix în normă. Legat de calciu, nu există absolut nicio dovadă că calciu ar încetini creșterea copilului în niciun fel. Oricum, calciu îl primește copil prin laptele matern, așa că nu îi trebuie făcut nimic altceva decât continuat pe drumul respectiv, care este cel mai bun. În drumul naturii. Exact. Aș dori să știu dacă din cauza parezei faciale periferice pe dreapta, pe care am făcut-o la 19 săptămâni de sarcină și care încă nu a trecut, deși sunt în săptămâna 29, va trebui să fac cezarian. Asta este o întrebare, cred, care poate fi pusă numai în România. Pentru că dacă ne gândim un pic logic și să nu vă gândiți că fac mișto de dumneavoastră deloc, parezia facială, da? Este ceva care se întâmplă în partea feței și nașterea se face prin zona de bazin, adică nu există absolut nicio legătură între parezia facială și nașterea în sine. Aș vrea să mă folosesc un pic de exemplu asta, doar să arăt cât de nebun am devenit, pentru că orice motiv devine un motiv de cezariană. Da? Asta este pe hit parad pe care l-am auzit exact ca miopia, ca și cum ar exploda ochii la momentul nașterii, exact ca dubla circulară de cordon, exact ca am 36 la picioare, trebuie să fac cezariană, exact ca vârsta, da, sunt prea bătrână, atunci trebuie să fac cezariană. Sunt anumite lucruri care n-au absolut nici un motiv să justifice cezariană și din cauza motivele respective ajungem astăzi la București să avem rata de cezariană peste 60%. Vă mulțumesc pentru întrebare. Norocul meu că port mult la picior, așa că nu s-a pus problema de cezariană la mine. Aș vrea să știu mai multe despre nașterea Lotus. Ce este? Cu ce diferă de o naștere naturală normală? Unde se poate face o pregătire în acest sens? Care sunt avantajele, dezavantajele? Care este părerea ta? Asta este incredibil, să știți că nici eu nu știam ce era naștere Lotus până acum câteva luni. De fapt, n-are nicio legătură cu naștere. Nașterea Lotus este faptul că după naștere nu taiam cordon umbilical, ci lăsăm copil legat de cordon și de placenta până când cade de la sine. Sincer vă spun, nu trebuie nicio pregătire pentru asta, atât să nu luăm foarfă ca la momentul nașterii, și nu ved deloc interesul să facem așa ceva. Când mă întreb despre dacă un lucru are rost sau nu, întotdeauna încerc să mă uit un pic cum se fac lucrurile în natură. Și în natură nu există niciun animal și niciun tribut nicăieri în lumea care nu a tăiat cordon umbilical la momentul nașterii. Din moment în care nu mai pulsează cordon umbilical, nu mai primește copil nimic de la mama lui
și este moment să se interupe, pentru că s-a deja întrerupt, de fapt, legătura. Așa că uneori îmi pare un pic exagerat să ne ducem în prea multe lucruri sofisticate noi, ca și cum ar trebui să reinventăm roata, când pe de partea cealaltă nici nu stăpânim baza, ca de exemplu nașterea normală și alăptare. Claudia, îți mulțumesc mult pentru că ai fost alături de noi, nu doar azi, ci de-a lungul atâtor episoade. Ai adus multă liniște și pace în sufletul mamelor și le-ai ajutat să treacă mai ușor peste unele probleme pe care le-au întâmpinat cu sarcina sau cu bebelușilor. Mersi! Iar pe voi vă invit să-i puneți în continuare Claudiei întrebările voastre legate de sarcină și naștere pe totuldespremame.ro sau pe adresa claudia@totuldespremame.ro.